Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Există un slogan în armată folosit, servesc patria. E, Academia Română, și veți vedea de ce mă duc spre Academia Română, zice așa, Academia Română în serviciul națiunii române, când am plinit 150 de ani. V-am plinit. Când v-am plinit? Noiembrie, parcă. La anul? Da. Iată, ce bine că am invitați documentați. Da. Și titlul acestei ediții va fi, să leagă foarte bine cu ceea ce vom vorbi, în serviciul națiunii române. Școala, mai ales, ar fi bine să fie în serviciul națiunii române. Fără școală și fără școală, așa cum se cuvine, națiunea ajunge iar la o iobăgie, în opinci și în izmene. Dacă mai au izmene, era o treabă, și cine avea izmene pe vremuri. Da. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Octavian Polexa. Mi-e tot în vine să-i spun director, că an mulți a fost directorul Colegiului Național Dr. Ioan Meșută. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Câte noblețe în acest... Că m-ați invitat. Cu drag. Nu ne-am mai văzut de mai mult de un an. Nu chiar, dar în orice caz... În fine, da. Știți, se spuneați acest lucru legat de faptul că națiunea fără școală nu înseamnă nimic. Lucru pe care îl spune, l-a spus la un moment dat Spiru Haret, care a fost întemeitorul adevăratei școli românești. Și, într-adevăr, așa e. Problema este doar că, la ora actuală, avem o mare problemă în școala românească și cu școala românească. Doar o problemă? Păi, o mare problemă. Știți că o mare problemă se... Însumează o sumedenie de alte probleme. Un șir de alte probleme. De ce? Din multe motive. Din foarte multe motive, printre care, mă rog, dumneavoastră le cunoașteți, noi le-am mai discutat. Nu asta este important, să discutăm acum care sunt motivele de școală ajuns aici, pentru că ar fi prea mult de discutat, ci mai mult cum să facem să putem să ieșim din de aici, de unde ne-am afundat, de unde ne-am, să zicem, ne-am înglodat, hai să spun, poate între ghilimele spus, pentru că altfel ar fi păcat de această națiune română, cum spuneți, care a fost întotdeauna o națiune de oameni inteligenți, capabili să facă școală, și lucrurile acestea l-au demonstrat secole de-a rândul, ani de-a rândul. Problema școlii și cea mai importantă este, așa cum zicea profesorul Staș, la un moment dat trebuie schimbată paradigma. De ce? Aha. De ce? Avea chestia asta cu paradigma. Da. La un moment dat întrebam, de ce trebuie neapărat să schimbăm? De ce? Într-adevăr, la un moment dat, ceva trebuie schimbat, pentru că... Nu cumva au schimbat la un moment dat, nu, bine, schimbările care s-au făcut n-au avut legătură cu școala, au schimbat pentru alte motive, nu. Toate schimbările care s-au făcut au absolut nicio legătură. Ca să fac o paranteză, vreau să vă spun că și înainte și acum, când mergeam la anumite ședințe, cuvântul elev se pronunța doar de 2-3 ori în timp de 3 ore, dacă se pronunța câteodată, niciodată. Problema este că la un moment dat, și dumneavoastră vă amintiți foarte bine cum era școala pe vremea noastră. Pe vremea noastră școala nu era cea de azi. Noi nu aveam informațiile pe care copiii și tinerii le au astăzi. Eu mi-aduc aminte, fiind elev de liceu, că am fost la un moment dat pus să fac un referat legat de paradoxul gemenilor, care apare în teoria relativității a lui Einstein, și nu găseam materiale. Sau, la un moment dat, trebuia să fac, fiind, mă rog, apropiat de fizică, să fac
un referat legat de modelele atomice și iarăși nu găseam anumite materiale legate de modelul atomic Rutherford, care la vremea aia nu se studia în liceu. Deci acum toate lucrurile astea, printr-un simplu clic imediat ai dat pui o întrebare, indiferent cât de prost ai pune-o, găsești ceva informație. Numai că aici îi pare problema, informația este o informație brută, o informație care nu este întotdeauna și aproape niciodată trecută printr-un filtru. De aceea trebuie un fel de școală de așa manieră încât profesorul să fie în stare să facă această școală cu elevul de azi. Dacă nu e în stare să facă școală cu elevul de azi, să știți că atunci de aici înseamnă că rezultatele sunt slabe, rezultatele nu există. Pe de o parte, eu nu vorbesc aici de toate greșelile sistemului, care sunt clare, că eu vorbesc de, în general, de școala, cum ar trebui să fie școala normală. O școală... Ce frumos, așa se chema cândva școala normală. Așa se chema școala normală. Adică ar trebui să fie o școală adevărată, nu vorbesc de școala care bătaia de joc de astăzi, le introduci cu nota 1 la examen și ai pretenția să ia la bacalaureat nota 6. Păi asta e o tâmpenie care au făcut-o cu structura, la un moment dat a desfințat școlile profesionale ca pe toți să-i facem săraci. Ei nu vor neapărat să iasă copiii, deci ei vreau să iasă unii cu o meserie, dacă n-aveau unde să o învețe, trebuia să ducă la liceu industrial, să intre cu nota 1 și să iasă, să dea să bacalaureatul și să ia nota minim, media. Dar minim nu intra cu 1, că mi-aduc aminte. Păi și acum, cum să nu? De la licee industriale, cum să intră până la... Acum? Acum, da, da. A, înțeles, credeam că... Nu, pe vremuri erau lucruri aranjate. Eu vorbesc de școala actuală, de faptul că, pe lângă aceste lucruri date de sistem, eu vorbesc de oamenii de școala aia normală, de copiii normali de școală. Acolo ar trebui să lucrăm acum, pentru că acolo acum e necesar să se lucreze. E necesar. De ce? Din multe motive, nu mai sunt la ora actuală aproape nici profesori pentru elevii buni, pentru elevii normali. Nu mai sunt aproape profesori. Nu mai sunt. Deci în aceste colegii centenare despre cu care eu mă ocup îndeaproape și unde sunt elita, să spunem, unde există și unde fac școală elita elevilor dintr-un comunitate, așa, nu mai au peste tot profesorii care ar trebui să-i aibă. Așa aici e grav. Și în viitor ce va fi? Și în viitor va fi, da, pentru că în viitor va fi poate grav. Și de ce nu iau? Că și aici este o întrebare. Totdeauna trebuie să mergem la cauză. Nu mai au pentru că tot timpul oamenii nu s-au mai îndreptat oameni, tineri, spre aceste facultăți care pregătesc profesori. Motivul este clar, deci nici nu mai discutăm motivul, adică mai discutam mai devreme cu domnul care era, lucra în poliție, păi dacă un ofițer de poliție, un major care a terminat și iese la 49 de ani, la 50 de ani la pensie și are 6.500 pensie, un profesor după 40 de ani și 20 și ceva de ani a fost inspector, vorbesc de un coleg de-al meu, are 1900 pensii. Și un chirurg de dată recentă am văzut, nu mai știu deci, numele, da. A rămas la pensie acum cu 1400 de lei după 40 de ani. De muncă. E ceva deci asta, inimaginabil, asta e o bulibășeală, iertați-mă, vă rog, expresia. Măcar acolo se mai duc încă, că a început să ducă la medicină, ca o drumul cât va mai fi învățământul gratuit, dar aici nu se duc. Dacă în anul 1900... Nu e gratuit, că pe noi ne costă, dumneavoastră. Păi pe noi ne costă, e gratuit din punctul de vedere al... Da, și pleacă absolvenții de medicină, noi investim în ei și pleacă...
Nu? Pleacă corect, în alte țări. Pleacă în alte țări, care nu e în regulă. Lucru care nu este în regulă. Pentru că asta din e absolut... punctul nostru de vedere. Sigur. Din punctul lor de vedere. Ha, este excelent. Da. Deci problema e că în învățământ nu e așa, că acolo deja nu se pot duce, n-au să duce și atunci nu se duc la aceste facultăți. Nu se duc dacă în 1980 la facultatea la fizică în Cluj, unde am câțiva colegi și mi-au spus că erau, mă rog, atunci toți studenții erau obligați să facă modulul pedagogic, pentru că nu era o opțiune. Aha. Acum, uh-huh, spunea că din studenții pe care i-au toți studenții la fizică, pe care i-au, au trei care au optat pentru acest modul pedagogic. Deci în acest an, 2017, dintr-o universitate din România, Facultate de Fizică din Cluj, vor ieși doar trei oameni care vor putea ocupa posturi de profesori. Imaginați-vă, și în țară e la fel. Deci vor ieși, hai să zicem, din toată țara 50 de oameni. Ori în țară, la un moment dat, se pensionează sute. Aici ai o problemă. Mă rog, cu toate astea, de aici va trebui să plecăm ca să ne putem reveni. Da. Lucru care... văd că la ora actuală în continuare este neglijat și va trebui la un moment dat pus la punct. Tocmai prin asta, prin strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. De asta e. Volum editat de volum editat, da, editura Academiei. Sunt trei volume. Trei volume, este sunt trei volume, da. Volumul 3 are două părți. Mai sunt două cărți suplimentare, consistente. Nu glumă, da, sunt 13 proiecte. Da. Unul numai este proiectul legat de școală. Un proiect care foarte bine realizat, cu o, să spunem, cu o anumită echipă, să zicem, de profesioniști. Din care faceți dumneavoastră parte? Fac și eu parte și mai fac încă doi profesori din învățământul preuniversitar din România. Pentru mine, pentru Brașov și pentru școala mea este o onoare lucrul ăsta. Am lucrat enorm la elaborarea, să zicem, acestor politici, să le spunem așa, ale strategiei de dezvoltare pentru învățământ. Pentru că aici există câteva, aproximativ 12 direcții de politică educațională, care sunt direcții de strategie și de transformare, pe care le-am distribuit după trei niveluri. Nivelul structural sistemic, nivel instituțional și nivel procesual. Toate astea duc la 8 programe fundamentale. Start bun în educație, primul program, autonomie și responsabilitate al doilea, învățare autentică pentru toți al treilea, bunăstare și stimă de sine al patrulea, excelență în predare, profesori de calitate al cincelea, școală și universitate deschise al șaselea, minți curioase, minți creative al șaptelea, universitatea și societatea cognitivă al optelea program. Mă opream acolo? Aceste programe. Da, și ce se poate concretiza din ce din ceea tot, ce ați spus deci din tot ce bine, lucrurile nu pot să le spui în câteva momente. Sunt 8 programe. 8, am văzut. 8 programe în care fiecare dintre ele cuprinde, să spunem, ne puteam putea opri la unul, de exemplu, să zicem, excelență în predare profesor de calitate, ca idee, la unul din programe. Ce înseamnă acest program, de exemplu? Acest program înseamnă ceea ce vă spuneam mai înainte. Deci, ce profesori sunt necesari la ora actuală în învățământ? Ce trebuie să... Ce condiții, sau să mai bine zis, care sunt caracteristicile pe care ar trebui să le posede, să zicem, un profesor? Profesori sunt o groază, o sumedenie. Un profesor bun, cel care, deci ce trebuie să facă, să zicem așa, un profesor bun pentru ca el să aibă niște rezultate normale, rezultate medii în învățământ cu elevii. Astfel încât aceștia să aibă tot timpul un oarecare progres, bineînțeles un progres școlar. Vreau să vă spun că există încă elevi care și tineri la noi, atâta timp cât sunt lăsați în pace, cum spuneați mai devreme, că pleacă în străinătate după ce fac școală în România
ei încă sunt lăsați, dar gândiți-vă că în alte, de la, dacă s-ar întâmpla la nemți sau la francezi sau la alții, lucrul ăsta cred că a doua zi ar încheia. De fapt, la ei au de la început facultățile de top, să zic așa, sunt pe bani și nu pe bani puțini, sunt pe bani mulți. Eu văd elevii care pleacă în străinătate de la noi, din România, de la Meșoate se duc mulți. Mă rog, cum se duc? Se duc pe trei direcții. Una, sunt foarte buni, foarte, foarte buni. Alea, unu, doi, trei care sunt, să zicem, olimpici, sunt genii și pe care ia automat oricine ar vrea să-i aibă. Doi, au bani și sunt și deștepți, și al treilea, n-au bani, dar plătesc ei după ce termină facultatea. Deci după ce termină facultatea, fac un contract, există o procedură de a face un contract și de a plăti când dau o anumită sumă, când câștig o anumită sumă minimă pe parcurs după ce termină facultatea și angajează, plătesc în rate școala pe care au făcut-o în timp de 3, 4 sau 5 sau 6 ani cât au făcut această școală undeva, care nu e chiar așa de puțin. Și de multe ori clachează, au fost situații când, și cunosc asemenea situații, situații nu simple, nu ușoare, când n-au putut să plătească, pentru că n-au putut lucra acolo. Au venit în România și în România au avut salarii bune, dar nu atât de mari. Deci ei trebuie să aibă... Bine, acolo și costurile sunt altele. Evident. Și, nu, da. Nu, dar eu vorbesc de plată, că da, dacă nu ai 3.000 de euro salariu, nu-ți acceptă să plătești. Ori în România ai până în 3.000. 3.000 în România e un salariu enorm. Anglia nu este un salariu atât de mare. Ar fi un salariu civilizat, până la urma urmei, având în vedere... domnule profesor, nu vreau să deviez, dar o paranteză vă rog să-mi îngăduiți. Eu am subliniat de nenumărate ori și mă adresez dumneavoastră acum. Facturile ne sunt calculate în euro și plățile se fac în lei. Și națiunea română doarme, nu are nici o reacție, este furt pe față. Nu mai vorbesc de criteriile conform cărora se majorează facturile la utilități. A? Nu se poate așa ceva. Și noi dormim în izmana românească. Am mai spus asta de nenumărate ori, mă iertați, iarăși m-am aprins, dar închei imediat paranteza. Am mai spus de factura energiei electrică. Cine v-a întrebat dacă sunteți de acord sau nu să plătiți taxa verde 1, taxa verde 2? Da? Nimeni nu a făcut contract cu dumneavoastră, cu mine, că nu mă exclud. Sunt din națiunea română. Nu? Dar la taxa verde 1 și 2 nu ne-a întrebat nimeni și a apărut pe factură fără acordul nostru. Nu se poate așa ceva. Și noi dormim. Asta este furt. Furt pe față, furt la pensii, furt la salarii, furt la facturi, furt peste tot. Te fură cu factură. Da? Și noi dormim până când? Până când tinerii pleacă. Spuneați de nemți că nu au plecat în urmă cu un an, doi, trei, a fost un val de plecări a medicilor în țările scandinave din cauza plății, când au fost și nemții, au avut de suferit. Păi i-a costat trecerea la euro, nu? I-a costat. Sigur. Au plâns după marca lor și plâng și astăzi. Cei mai mulți dintre ei, nu conservator, nu, e vorba de nivelul de trai. I-a dat înapoi foarte, 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 foarte mult. Da, am încheiat paranteza, vă rog să mă iertați, dar nu rezistam. Păi nu, dar foarte bine vedeți că se leagă lucrurile. Dacă ceea ce spuneți dumneavoastră și noi tăciem, stăm, dormim, cum spuneți, ce să mai vorbesc de învățământ? Da, știți când arde cu factura, cu asta, cu un contract pe care nu l-ai semnat, ori în contractul ăla nu trebuia să scrie timbru verde 1, timbru verde 2 sau mai știu eu ce. Domnule, sau... dar întreabă-mă, păi dacă sunt de acord. Deci practic, vedeți, ce să mai vorbim, să mai sară lumea și să mai fie aproape de cei care vor binele din alte puncte de vedere. Astăzi toată lumea, și vedeți, asta e o mare, cred că aici e cauza. Am mai auzit, toată lumea e specialistă în majoritatea și oamenilor aud la televizor
tot felul de lucru și gata, devin imediat specialist. Dar de ce vă uitați la televizor? Păi tocmai aici, eu nu mă uit, ăia care se uită. Așa, se uită la televizor și de acolo ajung mari specialiști. Dar nu se sizează că n-ar trebui să doarmă când se întâmplă așa ceva. Când se întâmplă acest furt, cum spuneți dumneavoastră, pe e față. Furt, domnule, e clar e furt, că e furt. E furt. E furt că, pentru îmi că bagă dacă, mâna în buzunar. Da, corect, eu cred că, vedeți că și noi avem o oarecare, și trebuie să o recunoaștem, lașitate. Dacă eu și dumneavoastră am dat judecată, compania, zici, sunt curios, oare ce s-ar întâmpla? Am avea câștig de cauză? S-ar găsi, probabil, pentru că imediat, până când să se judece proces, știți ce s-ar întâmpla? Eu vă spun ce s-ar întâmpla. Probabil până să găsească că până noi am avea dreptate, da. S-ar schimba. S-ar schimba legea și s-ar zice, păi, conform ordonanței, nu știu, X, Y, așa, a apărut și uitați, uite, acolo scrie că trebuie să introduc taxa verde, unul verde, doi. Nu știți ce am spus? Asta cred că în urmă cu vreo 2 ani de zile tot în fața dumneavoastră. Am spus următorul lucru, dar noi nu suntem solidari de vreme ce habar ne avem ce ni se întâmplă. Dom'le, într-o lună toată națiunea română să nu plătească factura la energie electrică în semn de protest pentru această cauză și atunci s-a rezolvat problema. Dar dacă nu plătesc, nu știu, 200 de mii, păi îi desfințează. Toată lumea. Deci ar fi o formă de protest. Dar asta ar însemna ca poporul să fie vertical, să fie informat, să fie coerent, consecvent și să înțeleagă ce îi se întâmplă. Păi, dar nu-mi bagi tu stat mie mâna în buzunar. De ce mă tâlhărești? Întreabă-mă și dacă sunt de acord, da, facem un contract, nu? Ei, ulterior au stipulat ei și în contracte, că au reînnoit contractele. Da, am văzut, da. Le-au stipulat oamenii, nu citele, le semnează ca la primarul și... Păi și ce să citești, poate, polilogia aceea acolo? Păi acolo așa s-a făcut să te plictisească, să semnezi și să mergi cu lupa. Unde e mai important, mergi cu lupa, că altfel nu merge. Da, am deviat un pic, dar nu am deviat de la realitatea românească. Da, am deviat de asta, este realitatea românească și păcat că se întâmplă aceste lucruri. Și iată că ele se răsfrâng asupra... Cum se va reflecta în învățământul românesc acest efort? Că e un efort financiar, un efort... Se va reflecta? Problema este că e bine că Academia a făcut asta, acest proiect de dezvoltare până în 2038. Sunt vreo 13 proiecte, nu-i numai singur, educația. E și sănătatea și cultura, de exemplu, ca spomenit de academiciarul Sutu, conduce proiectul, cred că mare, cred că conduce și scrie aici, cred că conduce acel proiect de, vedeți, de cultură, am impresia, nu știu sigur, să nu greșesc, vedeți că aici sunt scrise fiecare dintre proiecte și oamenii care le conduc. Măcar dar avea un efect tot. Uita, ceea ce se întâmplă cultura românească rămâne... între național, localizare în zona proximă și universal, Europa multilingvistică, cultura electronică, coordonator academician Alexandru Surdu. E un mare patriot. Da, un filozof. Un filozof, dar un mare patriot. Mare patriot, Brașovul, de când ne-am întâlnit pe la Academie, este întotdeauna mândru că a absolvit la liceu Șaguna Brașov. Da, păi zilele trecute a fost o acțiune la Șaguna, a fost prezent. Așa. Da. Deci problema e că este... Eu zic un lucru bun. De ce? De ce? De ce? Doar dacă, pentru că altfel nu va avea nicio finalitate, dacă ăsta nu va fi luat la un moment dat în seamă de politicieni, că ei decid. Deci ei va trebui să aibă un draft. Deci de unde a plecat Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române? La momentul elaborării, la momentul când el a ajuns președinte al Academiei Române, a avut această idee de a crea această strategie de dezvoltare pe următorii 20 de ani, bineînțeles, că au discutat acest lucru cu președinția, cu guvernul, cu parlamentul, șefii parlamentului, cu toată lumea. El a spus-o asta.
toată lumea a fost de acord, probabil că i-au și acordat anumite fonduri doar pentru tipărire, că pentru altceva noi să știți că nici măcar drumurile nu ni le-am, nu ni le-a, le-au decontat, deci pentru cei astfel care au lucrat. Da, au gratuitate parlamentarii pe tren, pe avion, nu, pe tot. Eu vorbeam de cei au, care au lucrat aici. Au combustibil în fiecare lună. Eu vorbeam de echipele, de echipa care a lucrat aici. Parlamentari. Pentru că în loc să aveți dumneavoastră, da, aibă academicienii, da, au cei parlamentarii. Care, uite, numai la învățământ. Dacă, ce mai, băi, ce mai nefasă chestia asta, domn profesor, iertați-mă. Da, vă rog, dacă la învățământ, uitați-vă la această echipă de învățământ care se ocupă de proiectul de învățământ, da, 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 care v-am spus, vă, câteva nume pe care le știți. Vă rog. Ioan Aurel Pop, de la Cluj, Mircea Dumitru, care a fost ministru, că e rector de la București, ministrul învățământului, un om. Romiță Iungu, care este academician, profesor, prorector la București. Lucian Ciolan, un mare, mare specialist în pedagogie. Vasile Pârvulescu, unul dintre cei mai mari chimiști din România. Și Radu Munteanu, rectorul de la... Deci o serie de oameni de marcă. Și ce se va întâmpla? Se va întâmpla următorul lucru. Dacă va lua cineva în considerare, pentru că ei au zis, doamne, politicienii nu sunt în stare să facă ceva, cum să vă spun, ceva unitar și complet. Dacă legea asta învățământului o tocăm și la anul o schimbă și mai adaugă ceva și mai scoate și iar mai adaugă, s-a terminat. În învățământ există o mare inerție, dar mare de tot. În învățământ ceva se schimbă doar în 10 ani, poate mai mulți. Dacă vrei să schimbi ceva în învățământ și azi ai dat legea, așteaptă rezultatul după 10-15 ani. Degeaba l-aștepți imediat, că nu vine rezultatul. Nu vine. Și atunci, probabil că, la un moment dat, va trebui luat în considerare lucrul ăsta. Trebuia și când au făcut această lege a învățământ, ceea ce n-au făcut. Dacă n-au avut o strategie. Ce fac acolo? Dacă nu înțeleg. Știți, e speranța noastră, știți care e? Speranța noastră, eu vorbesc... A dascălilor. Nu, nu numai a dascălilor, și a dumneavoastră și a altora ca noi, uite, ca noi doi, de exemplu. Uh-huh. Că suntem dascăl, că suntem, mă rog, jurnaliști și unii dintre și oamenilor de cultură în general. Că acum nici toți dascălii nu sunt oameni de cultură și nici toți jurnaliști. Dar eu vorbesc în general la oameni de cultură, este următoarea, după părerea mea, că va... exista la un moment dat o schimbare, cel puțin în domeniul ăsta. Adică schimbarea trebuie să fie radicală aici. Schimbarea trebuie să fie radicală și făcută de așa manieră încât să ne luăm după ăia care știu să o facă. Nu pot eu să mă duc și să fac ce știu eu, ce strategie în domeniul medical. E, nu. Sau știu eu. A, bine, a, unii pot. Asta eu, s-a purtat în ultimii 27 de ani. Și văd că se poartă. Asta s-a apucat. Deci te duci la un spital, nu știu unde, în țară și întrebi, vreau să discut cu managerul. Îmi spune primul că e medic. Managerul, și managerul ce e, domne? Doctor? Nu, economist. Sau managerul e, a lucrat ce a lucrat, a fost inginer, nu știu. Păi și ce, de ce l-ai pus acolo manager pe sănătate? Ce să știe? Ce medicamente să aducă pentru nu știu ce? Ce să facă? Aoleu, cât avem de vorbit, domn profesor, numai 2 minute mai avem. Așa încât vi le ofer neapărat să mai spuneți ceea ce ați mai dori, că sunt multe, multe noutăți. Dorința și... mea este aceea să văd cel puțin, am un nepot care e în clasa a doua acum. Să vă trăiască. Mulțumesc. Vreau să-l văd când începe clasa a cincea, că va începe eu altfel de cum... nu cu multă diferență, dar puțin altfel decât cum au început copiii anul ăsta școala. Anul ăsta au început-o prost. Adică... De ce? Păi, de ce? Ce în început? Ce sens? Nu de păi, ce? De ce știm? Da, de ce dacă, știm? Dacă nu interesează... Pentru că așteptam să înceapă altfel, așteptam să existe câteva schimbări în bine, să există niște manuale ca lumea. Ce manuale? Am avut surpriza să vedem un manual de sport și un manual de clasa 5-a cu toate materiile care, mă rog, era pe vremea primei școli românești, cum zice profesorul Oltean. Deci, totuși, domne, eu n-am gândit, dar trebuie puși oameni, că e păcat, că România are. Are oameni români. Are. Și păcat. Deci, speranța mea este ca
învățământul să o ia pe o altă cale, pe calea cea bună, cu tot ceea ce va fi ca tot ceea ce au făcut acești oameni să ia în considerare. Noi o să facem dezbateri începând de la anul când, așa, și o să vină și aici în Brașov, probabil parte dintre unii dintre ei, de la academicieni, să facem câteva dezbateri. Eu mă bucur și vă mulțumesc mult că m-ați invitat ca să pregătesc oarecum aceste dezbateri. Când aveți ceva de comunicat, da? Vă rog, dați un semn și veniți așa, aici. Pentru că lumea trebuie totul să fie informată și poate, cum spuneți dumneavoastră, mai află și mai vorbesc, că mai află de timbru verde și de aia și de aia și poate nu dorm așa liniștiți. Da, vai de capul românului, nu doarme liniștit, dar i-a scăzut apetitul, în fine. Da. Da, întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit, domnule profesor. Am un amendament la ceea ce a spus. Cred că, în realitate, dumneavoastră aveți dorință de schimbare a sistemului Evident. De învățământ și nu știu câtă speranță mai aveți. Știți ce? Speranța nu moare. Adică dacă moare, ea este, nici ce, este vie, nu nici împușcată. Așa că trebuie să facem. Și să facem ceva. Eu am considerat că ceea ce fac eu un lucru bun, chit că vorba aia, mă apropiu de pensie, mai am un an și jumate și așa, și totuși nu mă voi opri să pot să dau un ajutor și sunt mulți ca mine. Și dacă sunt și mai tineri. De dumneavoastră, Da. Adică noi trebuie să ne facem datoria până în final, până la urmă și să vedem, să avem speranță, să avem totuși. Speranță va trebui să avem, că dacă nu avem speranță, atunci ne îngropăm de tot. Da. Pentru ca să avem speranța justificată, trebuie să ne informăm. Așa e. Și să lăsăm anestezicele despre care v-am vorbit de atâtea ori. Nu? Domnule profesor, vă mulțumesc din toată și inima. Eu mulțumesc. Vă doresc un an bun să școlar, dumneavoastră, colegilor și, și învățăceilor dumneavoastră. Așa. Să ne revedem sănătoși. Mulțumesc. Oameni buni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din toată inima. Luați aminte, pentru ca să fim în serviciul națiunii eficient și nu oricum, trebuie, așa cum spuneam, nu sunt eu cea avizată și cea chemată să spun asta, dar este doar o rugăminte în urma unei concluzii. Trebuie să ne informăm, să fim verticali și să știm ce ni se întâmplă pentru ca să știm ce trebuie schimbat. Vă mulțumesc din toată inima și, sigur că da, ca de fiecare dată, vă sugerez doar aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!